Exo, bine ați revenit la un nou gameplay, la a doua parte din The Crew. Am văzut niște comentarii foarte frumoase din partea voastră, m-a bucur foarte mult că vă place jocul și mie îmi place de asemenea foarte mult. Și acum sunt aici pentru voi, nu mai avem mult timp la dispoziție, closed beta-ul mai durează 3 zile sau 2 zile, cred că și 2 zile, ne ținând cont de ziua de astăzi, deci mai avem 2 zile în afară de asta. De jucat. M-am promis storyline, nu știu cât de bun o să fie condusul meu, însă ce pot să vă garantez este că o să aveți parte și de muzică bună, cum știți, care fiecare dată când joc un racing game, îmi place să ascult ceva muzică. Însă, trebuie să mergem la misiune, am amânat-o destul, v-am arătat cât de cât cum se controlează mașina. Nu am foarte mult antrenament, așa că o să-mi fie puțin cam greu să conduc fără să mă fac de rușine sau fără să fac ceva spectaculos. Însă, să sperăm că o să mă îmbunătățesc. Nu pot să zic că dau vina absolut total pe joc de tot concursul meu. Însă, am putea să fac ceva. Două secundele să mă auziți și voi mai bine. Options. N-am uitat de ce mi-a spus. Unde avem audio? Accepting notification audio. Music volume nu ne interesează. Voice volume, FX-ul, volum, cred că pe aici. Vreau să auziți și cât de cât motorul. Vreau să auziți scârțitul acela de roți. Ceea ce contează foarte mult. Ia să vedem unde avem misiunea. Iisuse Hristoase, mi-a dispărut după GPS. Trebuie să dau iar pe GPS. Sau am luat-o greșit, se pare. Am luat-o greșit, întoarcem. Vreau să mă plimb puțin cu mașina. Cred că o să fac prima misiune. Să vedem despre ce este vorba. O să fac prima misiune și după aceea cred că o să ne plimbăm puțin să vedem cum arată orașul. Ok. Hai să începem prima misiune. Adică nu e prima misiune. Hai să continuăm misiunea și să o lăsăm așa. Wow, este prima cursă. Prima cursă din cariera noastră. Urați-mi noroc. Ne vedem la finish. Pare că m-am lăsat puțin lăsat de val de acest joc. Se pare că suntem în prima cursă. Nu știu ce să zic despre cum se conduce mașina. Cred că este bine felul în care se conduce momentan. Nu este foarte ușor, ceea ce nu întotdeauna este un lucru bun. Dacă este și ușor, este și frumos. Wow! Trebuie foarte mult antrenament. În jocul ăsta este foarte bine și foarte frumos gândit faptul că poți să joci acest single player, ceea ce ajută foarte mult, vă puteți vedea și voi. Încă nu sunt în apele mele. Cu tot cu astea, se pare că am câștigat prima rundă. Level 2 Manigers. Welcome to the real world of racing.
Pare că n-am făcut noi un scor prea bun. N-am făcut un scor prea bun, însă cred și am impresia că poți întotdeauna să... Se pare că în 5 minute se va da un shutdown la... la joc, pentru întreținere. Nu știu cât o să dureze. Sper măcar să apuc să termin acest cutscene. Ambassador Bridge, bro. Picked up some heat. Pare că trebuie să mergem să lungem pe fratele nostru într-un loc. It was fun. Why have you always got to be on the wrong side of the law? I mean, you don't mess with cops on race night, because the more heat that's around, the less business we can do. Am salvat. See, shit like this is why you haven't got your 510 ink. Come on, Dane, I'm the best driver in the whole damn state. This isn't about that, Alex. I founded the 510s. I'm the V8. And my own brother is breaking the rules. How do you think that looks? No wonder I've got guys breaking rank left and right. So, what are we doing? Some guy named Ship. V4, I ain't met yet. Gotta ask him a few questions about money going missing. So why am I here? Why not one of your 510s? You're an asshole. You can drive. If I've got to put Ship back in line, I want the best driver I've got to burn him on the road. And I was giving you a chance to take this stuff seriously. Îmi place storyline-ul, e foarte interesant. Și foarte bine lucrat și povestea pare să fie una destul de bună. Deși nu este autentică, este drăguță și e binevenită. Îmi place foarte mult că sunt punctajele astea în joc, ceea ce te face, te împinge să faci un scor cât mai bun. Cel mai târziu. Sper să apuc să termin acest cutscene. Hello, Alex. My name's Zoe.
I think we can help each other. You know these guys, right? Of course you do. One killed your brother, the other framed you for his murder. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, a.k.a. Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You've got 8 more years in here. You can wipe that slate clean, clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. I'll be in touch. I'm keeping this. Whatever gets you stoked. We have a budget for this operation, Alex, but it's limited. I've given you enough cash to buy and set up your first ride. Spend it wisely. After that, you'll have to fund upgrades yourself. They're all available to test drive, so take them for a spin if you're unsure. Wow! Se pare că asta o să rămână de văzut. Pentru data viitoare, se pare că avem toate mașinile astea pe care putem să le testăm mai întâi, înainte de a cumpăra, putem să le testăm, ceea ce este super și îmi place foarte mult ideea. Așa că o să revenim după ce se face update-urile, un nou patch pentru joc, să sperăm că îmbunătățiri în bine. Vom reveni odată ce s-au făcut update-urile, sper să nu dureze mult. Vă rog să fiți alături de mine și vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca întotdeauna cu comentariile și toate like-urile pe care mi le dați. Revin odată ce s-a terminat cu patch-ul. Ne vedem în câteva momente. Am revenit din pauza de update, s-a făcut update-ul, totul este în regulă, să sperăm că toate au fost de bun augur și că nu am irosit timpul de degeaba. Am avut timp să joc puțin World of Warcraft, așa că suntem aici să ne alegem mașina care vrem să o luăm. Intrăm la showroom, primul este un Chevrolet Camaro S2010, să-i dăm un test drive, de ce nu, să vedem ce poate. Cred că de data asta decât o să ne testăm, să vedem ce este exact în aceste mașini, să vedem ce putere au, cum urmează pe traseu. Două secunde să testez micul. Get out there and try it out. Cum trebuie să ne avem probleme. Am dublu controlat, așa că se pare că totul este în regulă, se pare că acum o să audă perfect așa cum trebuie. Am aflat setările care trebuia făcute de la bun început pentru a mă putea auzi corect. Suntem în Chevrolet Camaro, să vedem ce știe să facă pe acest traseu. Panaram, 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 Pana
intrat în club cu fetele. Ne-am aranjat și sutienele. Și apar și marionetele. Să ne fure inimoarele. Dar nu vă dăm, nu vă dăm nimic. Nici dacă veniți cu bănuți în plic. Că ne dăm fete cu minți. Să vă scoatem doar din minți. Chevrolet Camaro se pare că prima mașină este foarte fiabilă, poți să depinzi pe ea. Așa că o să încercăm a doua, este Dodge Challenger. Din câte știu eu, Dodge-ul de obicei este o mașină puternică. Ar trebui să aibă tot speed foarte puternic, însă pe mine mă interesează foarte mult și cum ia virajele foarte bine în curbă. Cam acolo am probleme cele mai mari, trebuie să recunosc. Și cam asta caut eu la o mașină ideală. Însă să vedem cum se descurcă Chevrolet-ul Camaro. Se pare că are puternică, are un motor foarte puternic. Nici probleme tehnice. Told us every girl was sour. Don't be in a garden and don't smell her flower.
Call me Mr. Carter, Mr. Lawnmower. Boy, I got so many bitches like I'm Mike Lowry. Even when stuff on me, see, she couldn't doubt me. Motherfucker, I say like fake shit without me. Chrome lips poking out the coupe, look like it's pouting. I do what I do, and you do what you can do about it. Bitch, I'll turn a crack rock into a mountain. Damn, man, don't you compare me, cause there ain't nobody near me. They don't see me, but they hear me. They don't feel me, but they fear me. I'm ill at Mustang-ul. Ford Mustang mă surprinde foarte mult cum, cum merge mașina. Este o mașină foarte puternică. Se pare că are, ce pot să zic, încă sunt începător la curbe, încă sunt începător, sunt, însă sunt pe drumul cel bun, zic eu. Sunt pe drumul cel bun. Să vedem ce o să putem să facem cu mașinile următoare care vor urma. Cu mai multă putere, cu mai multă accelerație, o să fie un adevărat test. Ford Mustang, wow, este o mașină pe care o să țin, o să țin cont de ea. Poate în viitorul apropiat, cine știe, să vedem ce altceva mai ne rezervă car shop-ul. Însă sunt uimit cât de bine se ține pe șosea. Cât de bine ia curbele, nu sunt probleme foarte mari la ea. Frânele sunt foarte bune, după cum puteți vedea și voi. Este o mașină cu adevărat care o să țin cont de ea și o să văd ce o să-i poată, ce o să-i poată pielea. Ford Mustang, wow! Surprins, foarte drăguț. Să vedem ce mai urmează, să vedem ce mașini mai ne rezervă acest car shop. Deși traseul nu este foarte mare, mă așteptam să fie o distanță mai mare pe care pot să circul cu mașina, însă este binevenită. Ce mai avem? Mai avem un Chrysler și după aia Nissan, pe care deja îl avem. Sigur, hai să testăm. Testăm și Chrysler-ul. Asta este mai mult o mașină de lux. Say something to her. Holler at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? Se potrivește. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Cam greoaie. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby, turn around. Turn around, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bite. Take a bite. Yeah, it's just one thing that's killing me.
You got a bright future behind you. Ok, asta este mașina pe care am ales-o. După cum puteți vedea și voi, este un Nissan 350Z. Deși o cunosc ca fiind o mașină foarte puternică, cred că o să se țină după mașinile muscle. Asta este o mașină de racing pentru șosele, pur și simplu, însă știu că mă ajută foarte mult în curbe. Eu am avut ocazia să o testez în test drive înainte să o cumpăr, însă când am încercat să fac primul video, însă nu m-a ajutat, cum știți și voi, că întotdeauna probleme, întotdeauna se ivește câte ceva, din păcate la mine. Aveam probleme foarte mari cu microfonul, de-abia mă auzeam, am decis să o iau de la capăt, să vă ofer din nou puțin test drive înainte de a termina videoul, să vedeți și voi cât se controlează, cum se controlează mașina și de ce am ales-o. Zic eu că n-am făcut o alegere greșită și o să vedeți și voi de ce spun lucrul ăsta. Când mă refer la 350Z, este o mașină absolut incredibilă, m-a ajutat foarte mult la curbe, undeva am mai spus, cred că acolo am cele mai mari probleme și zic că mașina asta mă ajută foarte, foarte mult. Sunt foarte mulți jucători, văd momentan, deși este close beta, sunt foarte mulți online, sper să nu fie de aia măgari care se bușesc în toată lumea și sper să am o experiență plăcută acum la sfârșit de gameplay. Sper că v-a plăcut gameplay-ul, ați văzut și voi despre ce este vorba și zic eu că merită 350Z, o mașină incredibilă, cum o să vedeți și voi în gameplay-ul care urmează. Oh nana, why you gotta act so naughty? Oh nana, I'm about to spend all this cash. Oh nana, if you keep shaking that ass. Oh na na na, put your hands in the air if you fucking tonight. Oh na na na, keep your hands in the air if you fucking tonight. Oh na na na, oh na 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 na. I'm the nigga that you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh yeah, I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh yeah, baby, when you ready, tell her where you get the check. Girl, I know you ready, I ain't even gotta check. You been through the worst, let me show you who the best. You know I'ma get you right, curtain niggas to the left, like. Oh na na, look what you done started. Oh na na, why you gotta act so naughty? Oh na na, about to spend all this cash. Oh na na, if you keep shaking that ass. Oh na na na, put your hands in the air if you fucking tonight. Oh na na na, keep your hands in the air if you fucking tonight. Oh na na na, oh na 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 na. You the one that's time to pay, yeah. You the one they never had, yeah. Oh yeah, all the problems you done had, yeah. We done broke niggas in the past, yeah. Oh yeah, girl you had good but I could give you better. I'll have you thinking about forever. I'm like say, oh na na na, look what you done started. Look what you done started. Oh na na. Keep your hands in the air if you fucking tonight. Oh na na na, oh na na.
Se pare că sunt destul de mulți playeri pe server. Se pare că sunt destul de prietenoși. Nu bușesc jucătorii, ceea ce este foarte frumos din partea lor. Nu este bine să interacționez cu alți jucători. Și cred că aici se termină mica noastră parte la The Crew. Sper că v-a plăcut. Sper că m-ați învățat câteva despre joc. Nu o să avem foarte mult timp la dispoziție de jucat, deoarece este în close beta. Jocul mai durează cam 2 zile, după cum știți și voi, dacă m-am mai spus, însă dacă nu v-am mai spus, cam așa stă situația. 2 zile de joc, 2 zile de gameplay. Așa că dacă vreți să aveți parte de ele, nu uitați să spuneți lucrul ăsta în comentarii. Și eu cu siguranță atunci când voi juca și voi face gameplay, voi și înregistra să vă aduc și vouă să vedeți despre ce este vorba. Însă asta depinde doar de voi. Am citit comentariile voastre. Sunt foarte fericit. What the fuck? Sunt foarte fericit de răspunsurile pe care mi le-ați lăsat acolo în comentarii și vă mulțumesc cu această ocazie. Însă dacă vreți să fie și a treia parte, asta depinde doar de voi. Nu uitați să vă spuneți gândurile acolo în comentarii și eu ca întotdeauna o să le citesc. Chiar dacă nu răspund la ele, să fiți cu siguranță că o să le citesc pe toate. Așa că până data viitoare, până la următorul gameplay, până la a treia parte, Alex Fuego vă mulțumește că l-ați urmărit, vă urez o zi bună în continuare și ne vedem în capitolul următor. Bye bye!